Doamne, ce caut aici, nu pot. Las că e picat bine. Avem o masă de ping-pong, jucăm ping-pong, dar pe echipe. Cu Dani, cu Flavia sau cu mine, în echipă. Ok. Cum se trage la sorți? Nu, nu, zi, cu Dani, cu Flavia, că nu e pe supărare. Zi un nume. Zi un nume. Cu Flavia. Perfect. Partea aia este a voastră. Da. Partea albastră este a voastră, partea stângă este a noastră. Doamnelor și domnilor, la frumoasa lansare avem și noi frumoasă provocare. Luați-vă tricourile oficiale de competiție. A trebuit să punem asta pe noi. Da, da, da. Aha. Fiecare cu culoarea lui. Noi vom fi... Ce? Ce? Băi, iar le-au încurcat la... A, ce? Bă. Ce, vrei pe ăsta? Sunteți sigur că vreți X-Factor joi și vineri? Băi, eu te-am întrebat cu cine vrei să joci. Da, hai să te învățăm să-l îmbraci, să știi. Deci, că... iată. Doamne! Hai, Flavia. Gata, gata, sigur. Ia. Hai, domnule, a dansat la toate concertele tale, acum să fie o problemă de igienă. Vorbesc pe mine că am zis ceva, că... Nu, Doamne ferește. Asta ne... Mulțumesc. Și capul meu. Nu, nu, mai ai, mai ai. Alo. Alo. Da. Așa, mâna ta acolo, mâna Flavia, trage tricou să fie oficial pentru prezentare. Doamne, ce onoare! Da, vă dați seama pe câte le-a îmbrăcat Ștefan Bănică. Dar ia. Ce sunt, mă, băiațele, crăituri? Păi asta am ziceam. Să ții paleta cu stânga. Păi nu merge. Bine, vezi, da, bine, cu stânga, noi suntem dreptaci, amândoi. Nu merge cu stânga, dar o să încerc și cu stânga, mă rog. Da, e un show de televiziune. Da, la noi nu se mai se face. Doamnelor și domnilor, Ștefan Bănică și Flavia în echipa... Bă, nu sare asta. Servește tu, asta, echipa albastră. Cu galeria aș dori, cu muzică sus. Începe partida de ping-pong la duo. Stai, păi avem cine de voi de o strategie. Hai, Flavia! A scăpat, da. Trebuie să vă... Hai că luăm alta, da? Lasă că luăm alta. Stai un pic, până ne învățăm, până repetăm. Până vă învățați unul cu celălalt. Păi, normal. Flavia, stai și te rog să scoatem asta. Da, da. Cu stânga, bine, Flavia. Bine a fost data trecută, hai. Nu, e bine. Poate nu știți să jucați. Nu. Deci noi, să ne coordonăm mai bine. Da, noi văd că aveți pasiuni comune, voi doi. Alo? Așa se joacă cel mai bine, că amândoi să joace cu aceeași mână. Hop. Flavia, noi nu putem face chestia asta, gură, taci. Nu există așa ceva. Se știi că... Cel mult invers, dacă... Uite, invers, da. Uite, invers, da. Mult mai bine. Nu e rău nici așa. Nu e rău nici așa, dar... Mă rog, hai că mai avem și repetiție. Hai, Flavia, bine! Hai, Flavia! Hai! Nu te mai împinge! Ne scuzați! Băi, ce dai la Răzoanele! Eu vreau să contest această... Flavia, dar eu nu cred așa ceva! Nu putem să concurăm cu așa ceva, nu e corect! Ultima minge, da? Ultima minge! Te rog frumos... Băi, uite-te la mine! Te rog frumos... Te rog frumos să te concentrezi! Pe bune, ai cheile de la mașină la tine sau? Nu, sunt bucuros că te văd! Stau la cu cheile, nu știi niciodată când trebuie să fugi. Bă, vreau să fost în vacanță împreună. Ce rugăminte am? Am dansat și pinguinul. Hai, mă fi. O secundă, ce rugăminte am? Poate s-au încins spiritele niște apă. Asta e gluma noastră. Ce fel de apă? Nu, apă de... Din Rodos. Da, din Rodos. Ultima minge. Ultima minge. Am câștigat! 5! Bravo, Flavia! Vin o să te pup! Da, eu nu te pup! Pupați-vă și voi! Putem să ne dăm robele astea jos acum! Să te pup și eu! De reamintit faptul că apropierea dintre Flavia și Ștefan este mult mai mică decât apropierea dintre Flavia și Brânciu, care pe 26 și 27 va dansa la Brânciu pe scenă. Nu știm ce, i-au dat un rol secundar, n-a prins încă în față. Am înțeles. Mai am de demonstrat. Da, încă nu s-a... Nou, la noi, la concertele noastre, a fost în față. A fost în față, am văzut. Gurătați, cel mai nou single, Ștefan Bănică.